Administratorii domeniului schiabil din Azuga au muncit în ultima perioadă zi și noapte pentru ca turiștii să beneficieze de condiții excelente pe Umăt. Deși natura nu a fost prea darnică până acum și nu a nins foarte mult, pârtia Sorica are zăpadă pentru că tunurile au funcționat în continuu. S-a reușit însă pezirea artificială a 2200 de metri de pârtie, iar stratul măsoară peste 30 de centimetri. După două tentative din luna decembrie, când vremea ne-a jucat o festă, am reușit totuși în 27 decembrie să înzăpezim pârtia Sorica pe o lungime de 2200 de metri și astăzi se prezintă în condiții foarte bune de schi. Afluxul de turiști a început să scadă, au rămas în stațiune iubitorii schiului și ai snowboardului, care au astăzi condiții foarte bune pentru a practica acest sport. Au venit mulți turiști azi de dimineață pe pârtie să încerce Umătul, cei care și-au prelungit vacanța, desigur. Da, au venit turiștii de dimineață, repet, cei care iubesc schiul și sunt încântați de condițiile pe care am reușit să le oferim cu această nouă instalație de înzăpezire artificială. Mulți turiști au preferat să încerce o tură cu schiurile sau placa abia astăzi, deoarece în weekend pârtile au fost foarte aglomerate. Ați venit la schi, e mai liber astăzi? Da, am înțeles că e mult mai liber. Cum a fost în weekend? Nu, n-am fost. Azi dimineața am venit, dar din întrebările pe care le-am pus, se pare că e incomparabil. De asta și ales să veniți la început de săptămână. Da, și iată că și ninge, e super. Condiții excelente, numai bune. Super, super. Este minunat. Astăzi este prima urcare și nu pot să vă spun, dar până acum a fost minunat. Cred că este cel mai minunat loc pentru schiat. Nu, pe Valea Prahovei cea mai bună părte e asta de la Sorica. Deci e zăpadă peste tot, nu e gheață, e bine aranjată, telecabina merge constant și nu e aglomerație față de predeal unde e vai mama lor. De asta și venit aici. Da, de asta am venit aici. 16 tunuri de zăpadă au funcționat în ultimele săptămâni pe pârtia Sorica din Azuga, iar acum administratorii vor muta instalațiile pe pârtia Cazacu, pentru ca turiștii să poată schia și aici peste câteva zile.